Bună Rac și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 20-26 februarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, pentru că ele sunt generale și este posibil să nu vi se potrivească tuturor, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei, RACI este o săptămână foarte bună pentru voi. În primul rând avem o lună nouă în semnul peștilor, care este specială. Ți se oferă o oportunitate, fie de a studia ceva, fie reușești să te înscrii la niște cursuri, reușești să rezolvi ceva legat de... Zona studiilor superioare, spiritualitate, străinătate. Este un moment unic pentru tine, deoarece ofertele care apar acum, oportunitățile care ți se deschid, ideile care îți vin legate de spirit, legate de zona aceasta a relației tale cu Divinitatea, fie că vrei să încerci o practică nouă spirituală, fie că te gândești serios să pleci în altă țară, fie că te gândești serios să studiezi ceva fie că îți apare o ofertă de muncă. Vezi că sunt lucruri extrem de benefice, sunt oportunități care îți vor schimba viața timp de jumătate de an și vei simți primele rezultate chiar la începutul lunii martie, atunci când Saturn va intra în semnul peștilor pe casa nouă. Saturn, planeta profesor, printre altele. Așa că vezi ce apare, vezi ce se întâmplă pentru că sunt lucruri extraordinar de benefice pentru tine. Mai mult decât atât, Venus părăsește semnul peștilor și intră în berbec și din nou se accentuează această idee de creștere din punct de vedere profesional. Pentru alți raci, pur și simplu se deschide o perioadă cu intrarea lui Venus în berbec până prin martie, în care poți să avansezi la muncă, poți să strălucești de-a dreptul în societate, primești o avansare, primești ceva frumos care te ajută să fii văzut altfel în viața celorlalți. Relația cu membrii familiei se poate schimba într-un sens benefic, deci pe acolo poți să ai parte de reușite, de lucruri frumoase, apar tot felul de oportunități, de proiecte, poți să cunoști oameni importanți care să te ajute foarte mult în ascensiunea ta. Iar dacă îți cauți un loc de muncă, uite, se deschide o perioadă bună pentru tine să depui un CV. Bun. Uh, mai mult decât atât, uh, uite, este o săptămână, și cu mici-mari tensiuni, ca să zic așa. Discutăm despre niște planuri care se schimbă destul de brusc, și discutăm despre niște negocieri care au loc, niște discuții care sunt prezente acolo și care să știi că pot schimba destul de mult modul tău de a aborda viața. Se produc niște schimbări neașteptate legate de prieteni, legate de planurile tale de viitor. Deodată sunt întoarse la 180 de grade, adică sunt schimbate radical în această săptămână. Dar partea bună a lucrurilor este că vei trăi niște experiențe speciale în această perioadă, în care îți vei da seama ce contează cu adevărat pentru tine. Sunt niște lucruri care se petrec pe la spatele tău, lucruri asupra cărora nu prea poți să intervii, dar e important de menționat faptul că ești foarte bine susținut din nou pe creștere, pe ascensiune și uite, se pot rezolva și acele probleme legate de șef, legate de zona autorităților. În sfârșit, nu mai ești în umbră. Dar spre finalul săptămânii se accentuează foarte mult acea quadratură dintre Lilith și nodurile lunare. Asta înseamnă că Spre final de săptămână vor fi tot felul de provocări legate de bani. Nu-ți ajung banii sau te gândești serios dacă este ceva stabil în povestea în care ești. În relația de cuplu, la fel apar îndoieli, apar certuri și chiar e posibil ca unii raci să nu vă simțiți suficient apreciați într-o situație. Asta e foarte important de menționat. Cam atât în mare parte. O să mai discutăm la partea bonus. Hai să vedem puțin și arhanghelii ce îți transmit. Ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână? Care este mesajul tău? Mesajul este alungarea entităților adverse, și avem ca și numere importante 3. Și 30, da? E vorba de cunoaștere aici. Culorile importante pentru tine sunt albastru, galben, auriu, roșu și verde. Iar Arhanghelul, Jofiel, este cel care îți oferă un dar, o ghidare, și este cel care îți transmite următorul mesaj te ajut să-ți alchimizezi limitările în lumină divină. Sunt păzitorul porții paradisului și te inspir să deschizi poarta fericirii paradiziace din ființa ta. Te protejezi de influențele negative. Foarte frumos, se pare că tu reușești să Deschizi o poartă către fericirea ta în această săptămână. Vezi că acele idei care îți vin, acele propuneri care ți se fac. Pentru unii, rași, discutăm despre un moment de conștientizare care apare în jurul datei de 20 februarie. Deci, pentru unii, nu se întâmplă neapărat lucruri fizice. Bun. Un contract care ți se propune, ceva aici se întâmplă. Să vedem acum și tarotul ce dorește să îți transmită pentru această săptămână, care sunt mesajele pentru tine. Să vedem ce trebuie tu să cunoști. Să vedem, dragii mei raci. La baza pachetului avem arcana majoră forța sau puterea, arcana majoră cu numărul 8, care vorbește despre o legătură cu Zodia Leu, dar cartea vorbește și despre o săptămână cu provocări. Vei dori în această săptămână să faci tot ceea ce îți place, descapar apar provocări de unde te aștepți mai puțin. Eremitul vine cu o legătură cu Zodia fecioară, dar este și o săptămână în care ti se cere foarte multă maturitate în abordarea unei probleme care sunt sigură că te-a. Um, să spun așa, că te-a vizat, da, destul de mult timp. Fie că este vorba despre muncă, fie că este vorba despre sănătatea ta, despre viață, în general vorbind. Prima carte avem Regina de Spade pentru tine. Regina de Spade este o energie rece, clarificatoare, ține foarte mult de intelect, de rațiune, poate să reprezinte și o legătură cu o instituție publică sau o legătură cu o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Totuși, eu simt aici că tu în această săptămână reușești să îți clarifici o problemă legată de un contract, legată de o relație pe care tu o ai, legată de relația cu ceilalți la modul general vorbind și nu m-ar mira ca unii raci să vă faceți curățenie la prieteni sau să vă dați seama care sunt persoanele care contează cu adevărat. În mintea ta, carul sau faetonul, din nou o arcană majoră, este cartea ta în tarot. Este clar că tu vei face tot ceea ce tu dorești. Cartea asta este reprezentativă pentru anul 2023, deci este clar că anul acesta este despre tine, în principal. Discutăm despre un moment magic pentru tine. Aici văd niște schimbări pe care le faci la muncă într-o relație, niște drumuri importante care apar în viața ta, dar carul poate să însemne și triumf și o recompensă pe care tu o primești în urma unui efort pe care l-ai depus. Apoi avem arcana majoră soarele, deci din nou arcană puternică. Soarele este o carte foarte pozitivă. Vorbește despre succes, despre bucurie, mulțumire, împlinire. În egală măsură, din punct de vedere personal, acolo se rezolvă o problemă. Pentru unii raci este vorba despre o bucurie legată de un copil, legată de persoana iubită, de cineva din familie, sau pur și simplu este vorba despre un proiect pe care tu ți l-ai dorit foarte mult și care acum se desfășoară, care acum începe să se manifeste. Apoi avem regina de monede la baza manifestărilor tale. Regina de monede vorbește despre bani, despre siguranță. Este clar aici că tu reușești ori să avansezi la muncă, ori ești pus într-o situație în care ești foarte sigur pe tine. Primești niște bani, te simți bine în această săptămână, poate pleci într-o vacanță, că e și această energie. Poți să ai legătura aici cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară. Apoi avem trei de spade. Cineva este trist aici în exteriorul tău. Ai o persoană care se simte tristă, care se simte alungată, cineva care se simte dezamăgit sau dezamăgită de o anumită situație. În continuare, avem Marea Preoteasă, foarte interesant. Este oarecum un contrast cu Soarele, pentru că Marea Preoteasă vorbește de lucruri ascunse, vorbește de secrete, Soarele vine și luminează tot. În plan personal, cineva ascunde niște lucruri. Ai o persoană mai misterioasă, mai secretoasă, poate să fie cineva care se închide foarte mult în propria persoană. Însă văd aici și un mister pe care cineva îl simte. Dacă ești într-o relație, vezi că persoana iubită se va uita destul de ciudat la tine, mai ales când vine vorba de ascensiunea ta, când vine vorba de aceste bucurii pe care tu le ai în, în această săptămână. Este ca și cum ți se ascunde ceva aici. În continuare, 5 de spade avem, 5 de spade care vorbește fie despre un compromis, fie despre o persoană care se simte neîndreptățită, tocmai pentru că tu dorești să faci acest drum, tocmai pentru că tu dorești să faci această schimbare. Da? Pentru că este o energie foarte puternică aici. Simt aici că tu vrei să pleci dintr-un compromis, simt aici că vrei altă viață, vrei altceva în viața ta și da, ai foarte multă susținere. Însă, repet, este cineva care va rămâne dezamăgit. Nu m-ar mira ca unii raci să aflați niște secrete în această săptămână, să aflați niște informații care să schimbe destul de mult lucrurile. Dragii mei raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și te invit cu drag și la previziunile zilnice pe Zodi, la previziunile pentru luna martie, pentru că urmează schimbări mari pentru toată lumea și te invit cu drag și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.